Salutare tuturor și bun găsit la o nouă emisiune FBI Paranormal 37 sau Birou de Informații Fenomene Paranormale 37 Astăzi vom vorbi succint despre ifriți, ce anume sunt, ce reprezintă ei în mitologia musulmană și practic uh, ei uh, fac parte din categoria uh, corporației demonilor arhoni, uh, sunt o categorie aparte a jinilor sau genilor sau jinilor, uh, 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 da? cum spuneam. Uh, cert este că nu prea s-a folosit uh, terminologia lor decât în mituri, bazme și legende. De altfel, bazmele pe care le-ați ascultat pe Electrecord, în toată copilăria voastră, eu am fost fascinat de mic copil pentru că am avut o pleadă întreagă ca și dumneavoastră de asemenea bazme în care, la fel în mitologia musulmană, în mitologia islamică, renumitul și binecunoscutul Aladin, a avut un uh, asemenea ifrit sau djin în lampa sa fermecată care era ferecată acolo, probabil una din uh, containerele pe care le folosea uh, regele Solomon după ce el nu a mai fost, a înrobit uh, și închis toți acei 72 de demoni care i-au construit uh, templul și după moartea sa a vrut să nu mai existe rău în lume. Cert este că Nabu Doconosor, care și el era un hibrid uriaș, a crezut că odată cu atacarea Templului Solomon și uh, distrugerea lui, uh, va găsi comori prețioase. Numai că au găsit aceste recipiente pe care le-au desfăcut și erau sigilate cu niște sigilii impresionante. Cine a citit, uh, Clavicul lui Solomon nu știe despre ce este vorba, uh, și aceștia s-au răspândit în lume. Una dintre aceste povești a ajuns sub forma de lampa lui Aladin, unde acolo, desfăcând o a eliberat un Ifrit, un demon argon djin, care uh, i-a spus, stăpâne, dorințele tale pentru mine sunt comandă. Ceea ce înseamnă că dacă stăm și studiem, eu am studiat la 21 de ani toate religiile importante ale omenirii, tocmai pentru a vedea care este mai bună. De ce? Pentru că eu până la 21 de ani nu am crezut în Dumnezeu. Eu credeam în ființe extraterestre și am vrut să mă conving de un lucru cert este. Acum cred în Dumnezeu, cred în Hristos, cred în tot ceea ce înseamnă valoare universală adevărată și spirituală autentică. Numai că atunci nu credeam, și a trebuit să mă conving singur, ceea ce fac și acum, investighez uh, pentru dumneavoastră, pentru a explica și la rândul nostru să puteți înțelege, să puteți aplica și să puteți practica anumite informații, prin care să uh, deveniți liberi de orice constrângere mentală, pentru că orice constrângere mentală pe care o posedă demonii arhoni. O posedă datorită faptului că mintea noastră nu este disciplinată. În momentul în care îți disciplinezi mintea, prin rugăciune, meditație, imaginație, concentrare, relaxare, da? creație imaginativă benefică, că poți crea imaginativ și malefic. La fel, simbolurile sunt și benefice. Și malefice, dar simbolurile cum? Utilizate cu intenție benefică sau utilizate cu intenție malefică? Ele în sine nu sunt nici bune, nici rele. Deci atenție mare la intenția pe care o folosiți. Și atenție mare de alegerea pe care o faceți, pentru că mulți pot semna contracte de sânge. Vom face un alt articol. Pe tema aceasta, în mod voit, cu o entitate de genul acesta sau chiar cu un demon arhon foarte puternic, unor chiar cu Satana, pentru faimă, așa cum declară și bani, așa cum declară multe, multe vedete Hollywood. Da? Deci, toate aceste lucruri sunt adevărate și erau scrise și în trecutul nostru ca bazme, legende, mituri și, mă rog, în mitologia tuturor țărilor și tuturor continentelor de pe Terra. De ce eu cred în toate aceste mituri, legende, bazme cu care am copilărit și cu care Um, am trăit și m-am hrănit spiritual, ca să spun așa, pentru că toate sunt niște adevăruri ascunse la vedere din vremuri imemoriale de, de, de eon, poate. Un eon este o epocă foarte largă, de timp foarte lungă, de sute de milioane sau chiar de miliarde de ani, dar... Um, toate aceste povești transmise pe cale orală n-au făcut să dec decât să devină bazme, mituri sau legende, dar ele la origine practic sunt reale. Acum, mulți oameni se întreabă ce sunt acești ifriți. În mitologia musulmană sunt o clasă de djini infernali, cunoscuți cu puterea și viclenia lor, reprezentați ca făpturi de fum în aripate, de dimensiuni uriașe, care pot fi de asemenea de sex uh, masculin sau feminin, de sex masculin se numesc, cum spuneam, ifrit sau ifriți și uh, uh, de sex uh, feminin se numesc fritah. Da? Fritah. Uh, ele trăiesc într-o structurare, uh, într-o societate structurată după vechiul model tribal arab, Uh, armele obișnuite cum sunt pistoalele cu cartușe de oțel da? nu le pot face rău pentru că ele sunt personaje metafizic cum poți să omori pe cineva făurit din fum, metafizic metafizic înseamnă pentru cei ce nu știu uh, o parte care nu este materială, deci partea nevăzută a lumii noastre materiale da? uh, în schimb pot fi uciși uh, pot fi înrobiți doar prin magie sau prin uh, o credință puternică, printr-un curaj excesiv și uh, printr-o voință deosebită. Deci, și credința, și curajul, și voința nu sunt altceva decât uh, sisteme frecvențiale, unice, diferențiate, fiecare în parte, uh, de anumite uh, ranguri de frecvență. Da? Deci, curajul ca să lămurim un lucru, îl ține îndepărtat, dar nu-l omoare, nu-l ucide, nu-i nu face nimic. Deci el ține la circa 2 metri de tine, dar el te va ataca continuu. Credința, în schimb, îl poate învinge, indiferent că este cea din Coran musulmană, că este credința ortodoxă sau orice credință în general îl poate învinge. În schimb, ceea ce îl poate ucide din ceea ce am studiat eu și am studiat destul de mult de pe la 9 ani și acum am 56, faceți și voi socotea la cam de câți ani investighez lucrul ăsta și m-am luptat cu ei practic de mic copil, ca și voi de altfel. Palarizile nocturne nu sunt altceva decât un atac demoniac arhonic prin care acești drjini sau ifriți sau pur și simplu arhoni Uh, vor să se hrănească așa cum voi vă hrăniți cu un pui, cu o bucată de carne de, de animal sau cu plante care sunt legume sau fructe. Toate aceste uh, regnuri, inițial, da? pentru că fiecare fac parte: regnul animal are parte de regnul animal, regnul vegetal este regnul vegetal, care este inferior regnului animal și superior regnului uh, mineral din care se hrănește. Um, cel vegetal se hrănește cu cel mineral, cel animal se hrănește cu cel uh, vegetal dar și animal, cel uman se hrănește și cu vegetal și cu uh, cel animal, cel arhonic care se hrănește cu sentimentele noastre de joasă frecvență, da? cu iubire, cu iubire, scuzați-mă. Uh, cu ură, minciună, Infatoare, mândrie, aroganță, răutate. Ridicarea tonului, la fel, este determinată de preluarea parțială mentală a minții dumneavoastră, de către demonii arhoni, și ei nu fac decât prin ură, răutate, frică, teamă, teroare. Să vă determine să vă scadă frecvența de vibrație, ca ei să vă domine și să, vă, să se poată hrăni. O să vorbim la metode de combatere despre acest lucru, dar este un citat celebru: nu te teme, ci doar crede. Deci, la un moment dat, teama nu spune direct, dar cam asta vrea să spună: teama nu face decât să te înrobească mental din ceea ce privește atacul oricăror entități um, din corporația demonilor arhoni. Deci, singurul lucru care îi uh, poate învinge este ridicarea nivelului de frecvență prin iubire, iertare, bunătate, milostenie, zmerenie. De ce trebuie să facem lucrul ăsta? Pentru că frecvența este dată de anumite sentimente. Sentimentele, conform chibalion, pot fi de natură inferioară sau de natură superioară. Cele inferioare sunt frica, teama, ura și tot ce derivă din ea, invidia, gelozia, vanitatea, mândria, uh, unor chiar și prostia, vinovăția în special. Da? atunci când te simți vinovat, nu faci decât să scazi vibrația și atunci aceste entități vin ca la un bufet suedez. Deci tot ceea ce trebuie să faceți voi este să vă echilibrați. Că de aceea spunea Pitagora: Cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște universul și pe zei, spune acum ei pentru că au șters adevărul, dar eu îl rectific și spun așa cum a fost făcut inițial dictonul cunoaște-te pe tine însuși și vei cunoaște adevărul, universul și pe zei. Că dacă spui doar universul și nu spui adevărul, nu înțelegi mare lucru din ceea ce a vrut să spună Pitagora. Ce vrea să spună cu acest adevăr? Adevărul se găsește în interiorul nostru, în inima noastră, care funcționează cu antienergie, lucru descoperit de mine, nescris prin nicio carte de, esoterism. ezoterism. Da? Dacă lucrul ăsta e adevărat, se va demonstra în timp, dar până să se demonstreze în timp, Există doamna Marcianic care este un medium renumit și a scris destule cărți despre mă rog, cenelingul pe care îl are cu anumite entități extraterestre și spunea că Dumnezeu se lăsluiește doar în inima noastră. Ori Dumnezeu, trebuie să înțelegem că este unitate. Noi trăim în dualitate, adică avem și energie pe plus și energie pe minus, cu masă pe plus ori Dumnezeu reprezintă partea conștiinței făurite din antimaterie, da? ceea ce avem și noi, pentru că suntem mici scântei rupte din sursa primordială, din creator, care la un moment dat am venit să experimentăm dualitatea da? și complexitatea, aici care se traduce și este egală cu diversitatea, da? diversitatea în unitate. există o lege în Chibalion care Trebuie înțeleasă și trebuie studiată în ceea ce privește unitatea în diversitate. Noi acum suntem unitate în diversitate în sensul că am plecat din unitate și am venit în diversitate pentru, tocmai pentru a experimenta posibilitatea prin care uh, trebuie să acumulăm experiență nouă pentru a putea să ne întoarcem mult mai. Uh, uh, compleți din punct de vedere al bagajelor spirituale, cu noi experiențe, mântuindu-ne. Mântuit e un cuvânt arhaic. Multă lume nu înțelege și chiar se întreabă, domnule, dar de ce trebuie să ne mântuim? Ne mântuim pentru că trebuie să ne salvăm din această viață efemeră. Altfel vom continua să tot o repetăm, o repetăm, o repetăm până când învățăm ceea ce nu am învățat și atunci vom fi salvați într-o singură viață. Prin ce? prin ceea ce vă spun de obicei și ceea ce v-a spus și Hristos. Iubire, iertare, bunătate, milostenie și zmerenie. În antiteză, cealaltă parte cu care se hrănesc acești demoni arhoni este ura, frica, teama, infatuarea, mândria, vanitatea, invidia, vinovăția, Toată răutatea care există în lume, toată minciuna. Deci, în momentul în care minți, din start știi că ți-a atras o karmă negativă. Ca să reușești să anihilezi o karmă negativă, ar fi bine să o anihilezi printr-o karmă pozitivă. Cum? Făcând bine, fără să spui, fără să te lauzi, unui om sărman, adică are nevoie de o haină pe timp de iarnă și îl vezi că este în nevoie de ei ai 2 lei în buzunar sau 10 lei și sunt ultimii bani și el are mai multă nevoie de, de bani aia ca de tine, scoate din buzunar și dă -i. Ai înghețat a mână gogoașa pizza sau covrigul și un sărman își cere de, de pomană, nu mai mușcat în ea, doi lui și în felul acesta îți uh, salvezi uh, sufletul. Revenind la ifriți, Hai să vedem ce se spune în general. Eu am o carte cumpărată cu mulți ani în urmă, se numește Atlas Obscura. Și o să traduc la un moment dat din ea ceea ce spune Atlas Obscura și Epic Magazine au făcut pentru Master Mythology. O serie în curs de desfășurare despre e, lucruri care se lovesc în noapte în jurul lumii, originile lor, evoluția lor, relevanța lor în cultura modernă. Acest lucru, ei se referă la, la, la termenul acesta de ifriți, de demonjini, deosebit de, de periculoși, care uneori în mitologia noastră. Cum o să vedeți, și mitologia uh, vedică sau în sanscrită, cea indiană, uh, sunt și buni și răi. Uh, lucrul ăsta nu-l explică foarte bine Kibalionul. Noi am reușit să vedem întotdeauna partea malefică, pentru că, în general, partea malefică predomină uh, această structură a corporației demonilor arhoni, care este formată din mai multe entități cum ar fi genii, care nu sunt același lucru cu, cu demoni arhon, dar intră în aceeași categorie pentru că sunt complementari. Ei se hrănesc cu dorințele noastre, da? În filozofia budistă dorința nu trebuie uh, promovată. De ce? Pentru că atunci când îți dorești, vă dau un exemplu simplu, un televizor, ai avut alb-negru, după aceea îți doreai color, după color îți doreai... Uh, o plasmă. După o plasmă ai vrut ecran curbat. După ecran curbat ai vrut un televizor 3D. După un ecran 3D ai vrut să vezi holograf. Deci niciodată dorința nu poți să o, să o elimini decât dacă o înfrânezi. Și știi ce trebuie să faci. Pentru că dorința te face lacom. Iar lăcomia este unul din cele șapte, ca și trufia, din cele șapte păcate capitale care uh, desăvârșesc, ca să spun așa hrana demonilor arhoni și acum să, să revenim la, la traducere imaginați-vă o lume care, în care există uh, o lume paralelă, de nevăzut pentru ochiul uman și plină de spirite cu propria lor societate propriile triburi și clase propriile lor legi și școli la fel ca în lumea noastră unii dintre ei sunt buni iar alții sunt răi, exact așa cum vă spuneam. La fel ca și noi, ei simt o pasiune, durere, bucurie și suferință. Acum imaginați-vă că aceste creaturi au avut puterea de a intra în tărâmul nostru, de a merge printre noi sau uh, chiar de a schimba cursul destinului nostru. Dacă nu ar fi întotdeauna dorni să schimbe acest curs definitiv, ce ar fi dacă puterea lor uh, ar putea influența profeții, conducătorii, regii și reginele? seducându-i pe unii, favorizându-i pe alții și sabotându-ne în moduri mari și mici. Universul, conform Coranului, este împărțit în două lumi, inseparabile, cea vizibilă și cea nevăzută. Al-Gahib Aceasta, din urmă, cuprinde atât paradisul cât și iadul, populat de îngeri, fantome și creaturi supranaturale de tot felul numite Jin. Printre ele, și ifrit, în timp ce Allah i-a creat pe îngeri să fie eliberați de păcat, restricționați de porunciurile sale, el i-a falsificat pe jin din foc și le-a dat liber arbitru să acționeze conform propriilor coduri de moralitate și civilizație. Și conform scripturii, Ifritul, mai mult decât orice alt jin, aleargă cu această libertate în niște pășuni nu tocmai. Uh, bune, aș spune chiar obscure, da? Bun, descrierele ifritului variază de-a lungul haditurilor, care aceste hadituri sunt învățături non-coranice atribuite lui Mohamed. unor viclene, unor seducătoare, creaturile sunt chiar sporadic de ajutor, dar aproape întotdeauna cu intenții nefaste, malefice. Folclorul popular uh, îi înfățișează pe Ifrit ca pe niște creaturi de fum enorme în aripate, care pândesc în medii ruinate, pustii, cimitire, temple abandonate, chiar și grob de gunoi. Dar lungul timpului credința în Ifrit a devenit difuză și variază în funcție de sectă, țară, clasă, dar fiecare poveste împărtășește sentimentul că Ifrit sunt vestigii de moarte, și de distrugere, uneori uitate în prezent. În Maroc se crede că ei sunt spirite spiritele inocenților uciși. În Egipt, ifriții pot avea membre ducând la o boală sau decădere, sau pot prelua o întreagă gazdă, doar la nivel mental. Și pot oferi unei persoane putere și curaj supranatural, până când inevitabil înnebunesc. De aceea vă spun de foarte multă vreme că persoanele care nebunesc sau au abilitate psihice nu, sunt, nu pot fi, cum să vă zic, reparate sau aduse din nou la un stadiu normal de viață de către doctorii psihiatri sau psihologi. N-au cum. Deci, aceștia pot fi aduși din nou la viața normală doar de către preoții cuhar care postesc 40 de zile. Care știu cum să facă un ritual de exorcizare prin rugăciune continuă și post mare și lung de tot de 40 de zile. Pentru că și Hristos spunea la un moment dat despre un tip de de demonarhoni, de drin sau de ifriți, care nu pot fi scoși din mintea unui om decât cu post prelungit, ăla de 40 de zile. Și cu rugăciune. Deci indiferent ce metode vei folosi împotriva lor, nu veți reuși să îi îndepărtați. Atenție mare! Deci acești demoni ifriți, uneori sunt personaje în rândul oamenilor care au fost foarte rău înlănțuiți în, în efemer și în momentul în care nu aveau nicio cultură despre spiritualitate, s-au trezit abandonați, între viața materială și viața spirituală sunt și trăiesc în imediat apropierea Pământului, uneori noi îi știm drept moroi sau strigoi, în mitologia românească, și ei nu fac decât să poată, pentru că sunt la nivel metafizic și au iubit atât de mult lumea noastră, încât atacă mințile nedisciplinate. Și mintea cea mai nedisciplinată. Poate fi la un copil. De asemenea, ei pot fi uh, trimiși de către vrăjitori sau vrăjitoare, de către magi și uh, uh, magiciene care uh, lucrează cu magie neagră. Uh, singura șansă să poată fi salvați, la fel, repet, uh, căutați un preot cuhar care face asemenea exorcizări, pentru că mulți s-au încumetat uh, să facă aceste lucruri și lucrări fără să fie pregătiți și au dominat prin a fi uh, parazitați mental și uh, au nebunit. Deci, atenție mare, nu este de glumă. Nu invocați aceste entități, uh, riscați să fiți posedați și să fiți nu ei în slujba voastră, ci voi în slujba lor. Bun. În Maroc se crede că ei sunt spirite inocenților uciși. Posibil. În Egipt, friții pot avea, pot avea membre, ducând boală sau decădere, sau pot prelua întreaga gazdă și le pot oferi unei persoane putere, curaj, supranaturale până când inevitabil înnebunesc. Deci am repetat lucrul ăsta ca să fie clar. Acceptarea djinului este o extensie a credinței, dar încrederea de a se amesteca în râmul lor este un sacrilegiu. Atenție mare! Forme mai mici de înșelăciune sunt de asemenea competența ifritului. O, dis o bijuterie dispare, posibil furată de un ifrit. Un străin imposibil de frumos apare brusc. Probabil un ifrit poate se duce sau se poate căsători cu un om. Lucrurile acestea au apărut foarte des în, în trecutul tumultos al omenirii pentru că ei, într-adevăr, au capacitatea de a se materializa. Un os rupt, misterios, probabil, opera unui ifrit. Ifritul apare o singură dată în Coran. În pasaj, spiritul se oferă să ducă tronul reginei din Saba, regelui Solomon, renumitul rege Solomon, simțind natura răutăcioasă a ifritului, Solomon delegă, în schimb, sarcina Cuiva a înzestrat cu cunoștințe despre scripturi, echivalentul coroanic al unei lovituri diplomatice. Într-un pasaj timpuriu din Hadit, uh, Ifrit încearcă să-l saboteze pe profetul Mahomed în timpul miraculosului său pelerinaj de călătorie nocturnă uh, pe spatele unei creaturi asemănătoare unui cal înaripat la moschea al aqsa din Ierusalim. Înainte ca Mohamed să poată atinge, să poată ajunge la locul sfânt pentru a-i uni pe profeții lumii în rugăciune, Unifrit îl amenință cu fum și foc doar pentru a fi zădărnicit de Arhanghelul Gabriel, care îl învață pe Mohamed o rugăciune pentru a-l alunga pe spiritul rău. În jurul secolului XIII, magicienii au început să elaboreze alte modalități de a manipula și de a depărta înpărta Unifrit. Talismanele au devenit cea mai populară metodă, cu sacrificiile de sânge pe locul secund, nu recomand. În special în Siria și Maroc, potrivit, Liana Saif avea un post de doctor la Institutul de Studii Avansate din Londra. Aceste practici au corespuns cu o creștere a gândirii ezoterice conduse în mare parte de sufism, o formă de misticism islamic. În acea perioadă, limbajul din jurul științelor oculte a evoluat și datorită conexiunii sale cu sufismul a devenit islamizat. A existat o schimbare de la influențele astrale către magia cerescă, spune Saif. Spiritele au devenit jin, sufletele cerești au devenit îngeri. Practicarea magiei a trecut de la folosesc proprietățile oculte ale lucrurilor naturale la invoc un jin să mă îndeplinească cererea. Niciodată să nu procedați la așa ceva, pentru că în momentul în care procedați la așa ceva, faceți un pact cu acel jin, jinul în timp vă captează întreaga lăcomie și dorință, și nu faceți decât să deveniți sclavul ulterior. Pentru acest lucru, vă invit să vedeți filmul în mai multe serii, Hellraiser. Hellraiser vine de la Iad, și raiser care înseamnă ceva rău. Da? Bun. Se crede că ifriții locuiesc printre ruine, cum ar fi uh, la Forum Zguid în Maroc. Această invocare a Ifrit sau a altor zin, totuși, a fost privită ca o formă de magie neagră sau cum se spune, sau cum spune Saif, o încălcare a contractului social interdimensional. Deci există niște contracte interdimensionale nespuse, nescrise pe nicăieri, care nu ai voie să le încalci pentru că ei fac parte dintr-o lume care nu e a noastră. Invocarea lor prin anumite personaje care au puterile acestea dominante, în special um, sunt um, oamenii care sunt arieni. Vă amintiți de uh, Arizona Wilder, care era folosită pe post de, de preoteasă pentru a invoca spiritele malefice, pentru că acestea erau subordonate ei și nu mai a putea să, să le subjuge, să le coordoneze. Practic, aparent, nu știu cum să vă zic, există, cum să spun, tentația de a crede că pot subjuga aceste entități. Numai că toată lumea a sfârșit, inclusiv Solomon, care era un rege cu o cunoaștere deosebită. La un moment dat a fost învins de către un jin, datorită egoului pe care l-a avut Solomon și-a scos de pe deget inelul și-a bântuit vreo șapte ani prin, uh, prin deșert. Nu mai știa nimeni că este rege și la un moment dat, datorită cunoașterilor lui, în ceea ce privește ezoturismul, ocultismul, magia și așa mai departe, a reușit să-l învingă pe acel demon, să-și recupereze inelul și să-și recupereze tronul. Numai că uh, el nu l-a învins Unilateral sau prin puterea sa absolută, a avut nevoie de un dispozitiv. Și o să vorbim altădată despre ce anume era acel dispozitiv, de piatra care era încrustată în acel inel și ce reprezenta acea piatră, ce putere magică avea. Bun. Această invocare de Ifrit al altor gen, totuși, a fost privită ca o formă de magie neagră. Atenție, care vă spun tot timpul că cei ce invocă sau folosește uh, atât himnoza regresivă cât și invocarea demonilor arhon nu este altceva decât o magie neagră sau, așa cum spune Saif, o încălcare a contractului social interdimensional. Acceptarea faptului că un jin există într-o dimensiune paralelă este o extensie a credinței, dar încercarea de a se amesteca în tărâmul de nevăzut este considerat un sacrilegiu. Saiv notează că oamenii care uneori pot vedea nevăzutul sunt cei care nu caută în mod activ. Ei sunt considerați a fi profeți și sfinți și pentru ei devine un semn al acceptării de către Dumnezeu, a credinței și a șezei lor. Alții care fac pentru putere acest lucru, acest lucru este complet interzis în multe școli în care se se promovează știința ocultă a acestor entități. Astăzi, credința în nifrit merge mână-mână mână cu noțiunile musulmane mai largi de credință. O recunoaștere a lui Al-Gahib și a creaturilor care locuiesc acolo este o recunoaștere a faptului că există lucruri dincolo. De vederea noastră, tărâmului spiritual metafizic este o extensie a credinței în Allah. Acum vorbim despre Coran și despre ifriți pentru că ei fac parte din mitologia islamică. Da? A nu se confunda cu cea care este în credința ortodoxă sau în alte credințe, cu toate că natura lor este asemănătoare sau chiar complementară. Conștiința genului are o mare importanță pentru a înțelege cum să ne relaționăm unul cu celălalt, cu natura, cu mediul înconjurător, cu boala, spune Saif. Deci, aminteam în primul articol făcut, în prima emisiune, că toate bolile, practic, derivate actualmente pe tera, au ca primă cauză activitatea demonilor Arhon, ceea ce confirmă și acest uh, doctor Saif, care în materie de demonologie este un specialist. Uh, el mai spune, nu lași cataloga drept supersticios credința în jin dă libertate față de boală, iar spiritualitatea devine o modalitate prin care oamenii se relaționează cu mintea și corpul lor și cred că aceasta este valabil am încheiat ceea ce a spus Saif. Pentru credincioșii musulmani, Al-Gahib oferă întregul univers o structură dinamică și permite pregătirea și acceptarea a tot ce s-ar putea întâmpla, indiferent dacă este ciudat, fantastic sau banal. Aceasta înseamnă să accepti că un ifrit poate poseda, fura, amesteca și ucide, dar înseamnă și a trăi cod la cod cu un întreg tărâm plin de posibilități Miracole și speranță. Am ieșit uh, oarecum din uh, atlas obscura, da? am ieșit din, din traducere și uh, încercăm să explicăm în câteva cuvinte, după care vom încheia. Uh, ifritul nu este altceva decât un gen mult mai puternic decât. Uh, zinii uh, obișnuiți. Deci pe o ierarhie și scare valorică este deasupra zinului, dar de face parte din categoria lor. Sunt complementari. Uh, ca și metode de combatere, uh, vă recomand uh, întotdeauna credința, curajul și voința. Uh, toate aceste lucruri m-au făcut pe mine să pot să inving de-a lungul timpului și credeți-mă că de câte ori uh, îi învingi, există o perioadă de relași în care un an, poate doi, poate trei, poate chiar mai devreme, după aceea vin și te atacă alții mai puterici alții mai puternici, alții mai puternici. Dar dacă ai reușit să-i învingi odată, vei reuși să-i învingi mereu. Până data viitoare, nu uita să vă abonați la canal, este la început, dar am lucruri nemai pomenite și nemai auzite în mediul online pe care vreau să vi le spun. Vom încerca să deslușim misterele nelucidate și voi lua o notă personală a tot ceea ce am reușit să descopăr până acum și să le fac publice ca și alții să caute la rândul lor și să vadă din mai multe surse dacă într adevăr ceea ce spun eu este adevărat sau nu. Încă o dată repet, nu sunt aici pentru a impune ceva cuiva. Nu sunt aici pentru a vrea să am dreptate. Nu sunt aici pentru avea adevărul absolut. Nu deține adevărul absolut, îl deține doar Dumnezeu. Eu încerc din mai multe surse să aflu și să am principal doar adevărul spiritual. Adevărul relativ îl, îl deține umanitatea, care este diversificat. Și până data viitoare nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați share și să distribuiți. Să fiți în lumină tot timpul și să ne auzim cu bine la un nou episod despre o altă entitate, de asta dată din lumea uh, sanscrită, din lumea vedică, din lumea indiană. Numai bine tuturor!